Școala gimnazială Andrei Șaguna se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare în care se investesc aproximativ 4,5 milioane de euro bani europeni din Fondul European de Dezvoltare Regională. La aceste fonduri se adaugă 350.000 de euro de la bugetul local al municipiului Deva pentru dotarea cu infrastructura educațională necesară, calculatoare, table interactive, sisteme de sonorizare și proiecție video. Constructorul a finalizat lucrările la clădirea în care funcționează învățământul primar. Clădirea a fost anvelopată termic pe exterior. Au fost montate și camerele video de supraveghere. Interiorul este finalizat, mai sunt demontate doar obiectele sanitare. Corpul de clădire pentru învățământul gimnazial este anvelopat termic și tencuiala decorativă finalizată. Se lucrează la pardoselile de pe casele scărilor și holuri și urmează montajul covorului PVC. Lambriurile în sălile de clasă au fost montate pe etajul 2 și se lucrează la parter. Grupurile sanitare sunt finalizate și urmează montajul obiectelor sanitare. Clădirea are instalații termice, electrice, corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, sisteme de siguranță și au fost instalate și camerele video de supraveghere ghere. La corpurile de clădire în care funcționează învățământul primar și gimnazial se montează învelitori din tablă cutată iar pe intradosuri și frontoane se îmbracă cu aguapanel, acestea având sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale. La sala de sport se lucrează la înveloparea clădirii și la extinderea vestiarlor. Au fost finalizate zidările exterioare și compartimentare. Au fost montate ferestrele la sala de sport și urmează să fie montate și la vestiare. Se lucrează la tencuieli interioare, instalații electrice și la tavanele sălii cu gips carton. De asemenea, echipele lucrează și la împrejmuire și la branșamentele de apă canal.